Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod al review-urilor Endodonție cu Pasiune. The King is dead, long live the King! Sau cum a modificat Zumax piața microscopelor dentare pe întreg mapamondul. OMS 3200. Despre el vom discuta astăzi. Flagship-ul celor de la Zumax, sau așa cum le place lor să spună, probabil cel mai bun microscop din lume. Dar oare au dreptate sau nu? Haideți să vedem împreună! Avem baza noastră în formă de 4 latel, care după cum puteți observa este destul de voluminoasă, cu aceste spații pe lateral. Acum, mie personal în continuare îmi place foarte mult acea bază care este în formă de cruce, deoarece prefer să am mult mai mult spațiu pe lateralul microscopului decât aceste intrânduri care nu facilitează un spațiu de depozitare adecvat, pentru că nu știu ce am putea să introducem aici. Ceea ce este foarte interesant este că în această bază Zumax avem montată ieșirea HDMI. Din punctul meu de vedere, un element care adaugă ergonomie suplimentară excelentă, pentru că acum putem trage cablul la acest nivel și să aranjăm în cabinet într-un mod mult mai practic toate elementele de conexiune de care vom avea nevoie. În partea opusă intrării HDMI avem power outlet-ul care permite alimentarea microscopului. Mergând în sus pe acest stâlp, observăm aceste două suporturi. Ele pot fi folosite atât pentru a mișca microscopul dintr-o cameră în alta, practic reprezintă sprijinul sau, să zic eu, zona unde putem aplica forță pentru a-l împinge sau a-l trage. Și de asemenea, ele reprezintă și o zonă de suport pentru cabluri. De exemplu, cum avem cabluri de alimentare, în loc să lăsăm să se sprijine pe bază, eu îl pot poziționa foarte elegant în acest fel. De asemenea, tot aici puteți poziționa și husa microscopului atunci când microscopul este în utilizare. Mi se par cât se poate de utile. La nivelul primului braț se află această zonă de control, acest panou de comandă, unde putem observa comutatorul pentru on-off, o siguranță, o intrare USB și un slot pentru carduri SD. Ce se întâmplă de fapt aici? Ei bine, microscopul Zumax OMS 3200 poate fi dotat cu o cameră integrată, astfel încât puteți face poze în timp ce lucrați, pozele fiind înmagazinate pe acest card. Iată că dispare necesitatea unei camere foto, a unui adaptor foto dedicat acelei camere și a unui beam splitter. Astăzi lucrurile sunt mult mai simple și mult mai la îndemâna oricui. Documentarea nu a fost niciodată mai facilă. Vreau să fac o mică remarcă în ceea ce privește pornirea acestui microscop. Odată ce ați comutat în poziția 1, nu vreau să credeți că microscopul va porni instantaneu. Din contră, pentru a putea deveni operațional, aveți nevoie de nici mai mult, nici mai puțin decât 38 de secunde. Acum, când vă spun, poate nu pare mult, dar credeți-mă, în cabinet cu pacientul pare o eternitate. Pe parcursul celor 38 de secunde, nu veți putea să lucrați cu acest microscop, pentru că nu se va porni LED-ul, nu vor funcționa frânele electromagnetice, practic nu se poate face nimic. În continuarea brațului primar se află acest braț secundar absolut masiv, 85 de centimetri. Iar acest braț prezintă o particularitate interesantă pe care nu o veți găsi la multe microscoape. Are o articulație. La ce servește această articulație? E bine, atunci când coborâți microscopul, practic, capul să rămână într-o poziție orizontală, dreaptă, așa cum l-ați stabilit voi, dar brațul poate coborâ liniștit. Uitați-vă ce frumos se vede această articulație acum. De asemenea, țineți cont de faptul că aveți și o frână la acest nivel, pe care dacă o veți strânge sau dacă este strânsă, nu aveți posibilitatea repoziționării microscopului către inferior. Practic trebuie să deschideți frâna, da? Ceea ce fac eu acum, în sensul invers al celui ceasornic, iar acum microscopul se poate poziționa liniștit acolo unde vă doriți. O mențiune importantă cu privire la poziționarea acestui microscop. Vorbim despre un aparat cu dimensiuni cu adevărat impresionante. Pornind de la bază și până la partea superioară a primului braț, avem 1,80 m. Este un microscop cu adevărat grandios și în sensul real al cuvântului. Așadar, vă recomand ca în momentul în care vi-l achiziționați să fiți foarte sinceri cu voi și să vă gândiți că dacă aveți un cabinet mic cu un spațiu restrâns, o opțiune de montare potrivită ar fi în tavan sau pe perete. Pentru că altfel va trebui să vă strecurați de fiecare dată pe lângă el, atât dumneavoastră cât și pacienții, ca să ajungă până la unit. Ați putea spune că până în acest moment nu este nimic diferit, iar acest Zumax este precum oricare alt Zumax.
Ei bine, la capătul celui de-al doilea braț apar însă primele îmbunătățiri. Și este vorba despre acest display LCD denumit Smart Moon, unde avem o serie de informații cu privire la distanța de lucru sau distanța focală actuală, cu privire la treptele zoomului, adică nivelul de magnificare, treapta de magnificare, scara de mărire și intensitatea luminoasă care este folosită în acest moment. Ajungem desigur la partea cea mai importantă a oricărui microscop și anume capul microscopului. Iar aici vedem binocularele cunoscute Zumax, logo-ul este frumos scris la acest nivel, distanța interpupilară care se reglează manual de aici, dar sunt sigur că deja știți toate lucrurile acestea din review-ul care l-am făcut microscopului entry-level Zumax. Dacă n-ați văzut acel review, ei bine, vă las aici un buton undeva în dreapta sus pe care să puteți da click ca să vedeți și acel episod. Altfel, sigur că da, avem dioptrii și pe aceste oculare. Dacă lucrați cumva cu ochelari, nu uitați că puteți să desfiletați ocularele pentru a crește o distanță mai mare de la nivelul lentilei până la nivelul ochelarului, ca să vă puteți insera nasul la acest nivel. Desigur, fiind un microscop care are o ergonomie excepțională, binocularul este înclinabil 0-180 de grade și să nu uităm de asemenea că avem și opțiunea rotoplate care este foarte utilă, permițându-ne să rotim binocularele stânga-dreapta. Coborând pe capul microscopului, observăm o altă îmbunătățire excelentă din partea celor de la Zumax. Este vorba de acest comutator denumit Mag Plus. Pentru a-l activa nu trebuie decât să îl trageți și ceea ce se întâmplă în acest moment, peste lentilele deja existente, ați suprapus o pereche nouă de lentile care va permite operatorului să observe câmpul de lucru magnificat cu 50% în plus. Ulterior coborâm și putem observa beam splitterul angulat cu cele două porturi unde puteți monta diferitele adaptoare pentru camere foto, Canon, Nikon sau Sony, sau de ce nu adaptorul Zumax pentru telefonul mobil Easy 360+. Dacă vreți să aflați mai multe informații despre acest adaptor, vă invit să vizionați review-ul nostru despre modelul entry-level Zumax. O să găsiți acolo toate informațiile necesare. Vă spuneam că acest microscop are montat în interiorul său o cameră video cu o rezoluție de 1080x60p cu care puteți realiza și poze. De asemenea, dacă vreți mai mult, puteți să beneficiați și de cameră video integrată 3D. Doar că atunci se ascunde faptul că veți avea nevoie și de un televizor care este capabil să redea imagini 3D, dar și de ochelarii necesari pentru a vedea acele imagini absolut fascinante. Dacă vreți să rămâneți pe varianta clasică, beam splitter, adaptor foto și o cameră montată la acest nivel. O altă noutate o reprezintă filtrele opționale pentru laser. Avem unul pentru laserul diodă și un altul pentru laserul argon. Sub filtrele laser se află mânerele multifuncționale. Acestea pot fi ajustate așa cum vă este mai potrivit. Practic deschidem această siguranță de la acest nivel și apoi observați cum avem o bilă pe care o putem roti așa cum dorim spre a găsi poziția potrivită pentru acest mâner. Ergonomie la superlativ. Mânerele multifuncționale, după cum puteți observa, conțin mai multe butoane. Haideți să vedem ce face fiecare. Primul despre care vom discuta este acesta. Vedeți foarte clar că este scris foto deasupra lui. Ce face el? Printr-o simplă apăsare ați putut surprinde un instantaneu al tratamentului pe care îl realizați folosind camera integrată în microscop. Imaginea în acest moment a fost înmagazinată pe cardul SD despre care vă povesteam un picuț mai devreme. În dreapta butonului foto se află butonul LED care permite activarea și inactivarea sursei de iluminare a microscopului. Iar apoi avem un joystick. E bine, acest joystick, dacă îl veți orienta în partea de sus către Z+, veți crește treapta de mărire. Dacă îl veți orienta în partea de jos, veți scădea treapta de mărire. Iar în dreapta și stânga vedeți că avem notat F+ și F-. Acest microscop are o lentilă cu distanță focală variabilă, faimosul variodist din partea celor de la Zumax. Doar că această lentilă cu distanță focală variabilă este motorizată și vă permite schimbarea focalizării pe o plajă între 200 și 450 de milimetri. Sub joystick avem două butoane, L+ și L-, care vă permit creșterea sau scăderea nivelului de iluminare. Vreți să creșteți puterea LED-ului? Apăsați L+.
vreți să o scădeți pentru că aveți un câmp mai slab iluminat, apăsați L-. Butoanele care le găsiți pe un mâner se află exact în aceeași secvență și pe celălalt, doar evident dispuse în sens invers, respectiv butonul foto va fi mereu către exterior, iar LED către interior. Era cât pe aici să uit, un detaliu cât se poate important. Dacă vreți să filmați folosind camera integrată, lucrul acesta îl veți face tot cu butonul foto, doar că în loc să apăsați o dată pentru a surprinde o fotografie, va trebui să țineți apăsat pe butonul foto până pe ecran va apărea mesajul recording. În momentul în care ați hotărât că nu mai aveți ce să filmați, țineți din nou lung apăsat pe butonul foto, apare mesajul record stop și filmarea s-a încheiat. Sistemul electromagnetic FreeMove se acționează prin apăsarea acestui buton. Dar ce reprezintă de fapt acest sistem? E bine, discutăm despre trei frâne electromagnetice poziționate la acest nivel, apoi la acest nivel și în ultimul rând aici, care vă permit mobilizarea microscopului în trei direcții cu maximă ușurință. Haideți să vedem! Am prins cele două mânere, acționez butonul și deblochez frânele electromagnetice și pot mișca microscopul într-o direcție, după cum puteți observa pe orizontală. Apoi pot mișca microscopul în acest fel, o mișcare oarecum circulară și desigur în față și în spate. Atâta timp cât țin degetul apăsat pe buton, pot mobiliza microscopul exact așa cum îmi doresc. Mi-am găsit poziția în care vreau să lucrez, iau degetul de pe buton, frânele electromagnetice acum s-au blocat și microscopul rămâne în poziția pe care eu am decis-o. Dați-mi voie să vă prezint acum sunetul care îmi place cel mai mult când lucrez cu acest Zumax. Ați auzit? Dacă nu, dați-mi voie din nou. Ați auzit? E bine, nu cred că ați auzit nimic. Și tocmai asta îmi place la nebunie. Acest microscop are probabil cele mai silențioase frâne electromagnetice cu care eu am lucrat vreodată. Vă garantez că dacă aveți un aspirator pornit în timp ce lucrați, nu le veți auzi deloc. Absolut fantastic! Iată că a sosit momentul să discutăm și despre sursa de lumină, Bri Plus. Aceasta este o mare îmbunătățire oferită de cei de la Zumax, pentru că este o lumină integrală True Color cu un CRI de 92. Probabil că vă întrebați însă ce înseamnă acest CRI. E bine, e un acronim pentru Color Rendering Index. Pe scurt, este vorba despre efectul unei surse de lumini asupra aspectului culorii. Ca să fie mai clar pentru toată lumea despre ce vorbesc, vă spun că lumina naturală are un CRI de 100. Pentru că scara CRI este de la 0 la 100. Discutând despre un CRI de 92 pentru această lumină, vă dați seama cât de grozavă poate să fie. Analizând puterea, v-aș putea spune că avem de a face cu un LED cu 80.000 de lux, dar care în momentul în care veți folosi treapta maximă de magnificare a microscopului va crește până la 105.000 lux. Așa cum v-ați dat seama, acesta este un microscop al premierelor. Foarte multe noutăți, iar filtrele integrate de iluminare nu fac excepție. Le avem montate la nivelul acestui comutator, iar ele sunt după cum urmează. Filtrul de iluminare largă, care practic este filtrul clasic care veți întâlni la orice microscop. Apoi ajungem către filtrul de iluminare medie. Continuăm cu filtrul de iluminare mică și filtrul de iluminare micro, care este grozav pentru situațiile când vreți să faceți niște poze foarte faine a unui apex imatur. Doar dacă vreți să surprindeți acele detalii fascinante, nu uitați să și măriți puterea LED-ului, pentru că da, veți avea nevoie de foarte multă lumină și desigur de oglinzi cât mai calitative. Dacă vom continua rotirea comutatorului, vom ajunge la filtrul verde, care vă va fi deosebit de util în momentele în care veți face chirurgie, și filtrul galben, care previne întărirea prematură a compozitului când veți executa diferite restaurări coronare. Vreau acum să vă povestesc despre un element care nu mi-a plăcut în mod deosebit, și anume viteza de creștere a treptei de mărire sau viteza de focalizare. Nu e cea mai lentă, dar nu e nici cea mai rapidă. Sigur că dacă va trebui să creșteți magnificația o singură dată per tratament sau dacă va trebui să focalizați o singură dată per tratament, nu o să aveți atât de mari probleme.
Dar altfel, dacă va trebui să faceți lucrul ăsta o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 10 ori per intervenție, s-ar putea să fiți un pic frustrați cu viteza pe care vă poate oferi acest microscop. Evident că nu e un capăt de țară, e doar o sugestie. Pe viitor, cine știe, poate o să avem o îmbunătățire a vitezei. Ajungem acum la probabil cea mai importantă îmbunătățire de ordin medical. Este vorba despre filtrul de fluorescență. De azi înainte, nu trebuie să vă chinuiți spre a face distinția între țesut dentar moale, țesut dentar dur. Puteți să uitați de folosirea indicatorului de carie, pentru că printr-o simplă tracționare a acestei manete vom schimba culoarea puternică a luminii LED dintr-un alb într-un mov. Cu acest filtru veți identifica foarte facil orice urmă de carie. Astăzi, Zumax OMS 3200 îmbină inovația tehnologică cu utilitatea de care aveți nevoie pe parcursul unui act terapeutic. Vreau să vă spun cât se poate de clar că nu îmi imaginez achiziționarea acestui microscop fără acest opțional. Iată că am ajuns la finalul unui nou episod și ca de fiecare dată am încercat să fiu cât mai obiectiv cu putință, să vă prezint atât avantajele cât și dezavantajele acestui produs. Acum, dacă microscopul Zumax OMS 3200 este potrivit pentru tine, răspunsul se află doar dincolo de cameră. Vei putea decide dacă vrei să-l ai în cabinet și cine știe, începând de săptămâna viitoare, luna viitoare, poate și tu o să începi să practici endodonția, așa cum zic cei de la Zumax, cu cel mai bun microscop din lume. Dacă vrei să obții o ofertă personalizată pentru acest aparat, nu uita să verifici și linkul din descriere. Îți mulțumesc că m-ai urmărit! Iar dacă îți plac aceste episoade, nu uita să ne susții. Nu trebuie să faci foarte multe. Un share, un like, de ce nu poate un subscribe, sunt suficiente. Iar dacă vrei să auzi mai multe din partea mea, nu uita, din 4 octombrie începe următorul sezon al podcastului Dinți, Canale și Cafele. O să am o serie de invitați cât mai diferiți și vom aborda subiecte cât mai diversificate. O să discutăm atât despre antreprenoriatul stomatologic, cât și despre cum putem atrage fonduri europene și de ce nu și despre hobby-urile pe care avem ca medici dentiști și cum ne putem face timp pentru ele. Eu zic că un subiect care să te intereseze sigur o să existe și pentru tine. Ne poți asculta în orice librărie audio preferi. Suntem pe Google Podcast, Spotify, Stitcher, Apple Podcast, unde ți este mai la îndemână, ne poți asculta. Cam atât din partea mea pentru astăzi. Până la viitoare, nu uita să practici endodonție cu pasiune!